am cea mai frumoasă mamă. Bună, Sofia, noi suntem echipa Surpriză Domiciliu. Dumneavoastră, ce să zic frumoase, ați împlinit o vârstă foarte frumoasă de 70 de ani, corect? Cineva drag pentru dumneavoastră a făcut o surpriză. Așa, o floare cu pinteți, o șampanie, așa un tort, dacă vă pun aici. Și un coș cu fructe, o să am așa aici. Cum credeți din partea cu din surpriza? Cine v-a organizat? Nu știu, copiii tăi, nu mai dat, nu mai știu. Am un mesaj pentru dumneavoastră. Cum pe mamă, să știi că tu pentru noi ești cea mai dragă, cea mai iubită, cea mai importantă ființă din lume, cea care ne-a dat viață, cea care ne-a văzut zâmbind pentru prima dată, cea care ne-a dat nelegănat și ne-a vegheat somnul asupra noastră nopți de rândul, care ne-a urmărit făcând primii pași, cea care ne-a protejat așa cum numai o mamă știe. Noi, copiii tăi, ținem să-ți mulțumim neîncetat pentru asta și îți mulțumim, dragă mamă, pentru lumina care ai deschis-o pentru noi, pentru căldura, siguranța și sprijinul tău. Îți mulțumim pentru copilăria frumoasă și răsfățată pe care ne-ai dăruit-o. Îți mulțumim pentru clipele frumoase trăite împreună. Astăzi, de ziua ta, la cei 70 de ani, nu putem fi împreună, dar trimitem cele mai mari și sincere urări de sănătate, viață lungă, pace și căldură sufletească. Și ca în ochii tăi să lumineze speranța că într-o zi ne vom întoarce cu toții acasă. Cu mult dor și dragoste semnează fiica Aliona, Viorica, Tatiana, feciorul Oleg, Nora Viorica, nepotul Mihai, nepoatele Mihaela, Alina și Daniela. Și din nou Mihaela cu micuța sa Cindy și cei mai mari, mai micuți nepoței ai tăi, Andreea, Robert și Daniela. Mulțumesc! Mesaj pentru copiii dumneavoastră, vă rugăm! Mulțumesc! Mult la copilașii mei, îi iubesc și îi aștept în fiecare ceas să poate să ne întâlnim cât mai repede, că le duc dorul și lipsa foarte mult. Îi iubesc, le mulțumesc foarte mult la copilașii mei că au grijă și nu mă uită. Dumnezeu să le poartă de grijă și lor. Ne întâlnim cât mai des, dacă ați fi putință. Doresc sănătate, eu am ajuns până la 70, mulțumesc mult că mi-au dat și bune și rele și mi-au dat Dumnezeu putere și am trecut prin toate greutățile care le-am avut și m-am luptat și am ajuns până în ziua de azi. Mai departe, mă rog și igiene și mai departe, de-am cum a vrea Dumnezeu. La copilași le doresc tot binele de lume, le duc dor foarte mult. Le doresc și eu mult sănătate și îi așteptăm cu drag să vină acasă și copiii și nepoții cu toții și sărate, sănătate, sănătate multă, că asta e mult mai scumpă, să iubească, să fie iubită și niciodată să ne scade mulți ani înainte. Cât a dat Domnul, cât a dat. La mulți ani, bunica. Mulțumesc. Pa ce? Cățele. O, ce bravo! Dă un pic cine de la bunica. Ce-i sănătos, crezi, mare? Sănătosul, ce-i ca bunica, asta e un dulce, e un delicios, un delicios, îi zice mult. Tare bucurie de la dar și la sper, da? Aici sunt mai aproape de noi, aici de la bine și la greu râpi, apelăm la dar și că tăți ne ajută și așa e așa, dar dacă nu pleca departe, de tot în viață de la aici, mai aproape de noi. Ca oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Stau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama. Că mama-i cum vorbe bune, n-am ca ea pe alta în lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama.
Mm-hmm.